Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Alexandra Cucu și vă invit la un interviu cu sare și piper. Asta pentru că invitatul Focus Press de la această oră a venit gata nervos. N-am reușit eu această performanță. Dânsul s-a enervat pentru că a întârziat. Ne va spune imediat de ce vom dezbate și acest lucru. Stăm de vorbă cu Dan Georgescu, consilier local municipal PSD. Bună ziua, bine ați revenit la Focus Press. Bună, bine v-am regăsit. Singurul lucru frumos este că vă felicit pentru noul sediu, este mult mai frumos și mai spațios și mai risit. Felicitări! Mulțumim! Și ați venit foarte nervos și foarte supărat pentru că... Ce nu ne-a asigurat locuri de parcare, doamnă Cucu. Am înțeles. Sunt convinsă că dacă voi îndrăzni să discut cu cei de la primărie, în zonă... Va fi amenajată o parcare supraetajată. Iar chestiunea aceasta, bine, vom începe cu o discuție despre ce se întâmplă la canale navigabile, pentru că sunteți directorul general, după care revenim la povestea aceasta cu traficul din Constanța, cu locurile de parcare, cu relația dumneavoastră cu colegii de la PSD, dar pentru început, ieri s-a discutat la prefectură despre situația de la Cumpăna. Da. Nu mai pot înainta lucrările. Există niște impedimente tehnice, le spunem noi. Există acolo o discuție între specialiști. Eu nu mă pot pronunța din punctul ăsta de vedere pentru că nu sunt în măsură să fac treaba asta. Expertul și-a spus punctul de vedere. Noi am fost la expert împreună cu doamna primar și colegii din primăria Cumpăna. Se pare că s-a găsit o soluție pe care a agreat-o și expertul. Urmează să se trimită niște mici proiectele legate de zona aceea cu canalizare și cu acel bazin de colectare, care se vor muta și după aceea probabil că începem, de fapt continuăm lucrările pe care noi le-am executat acum. Adică față de termenul la care vă gândeați inițial? Va fi o amânare într-adevăr, dar nu este din cauza noastră, administrației canalelor navigabile, există această chestie tehnică. Pe de o parte, pe de altă parte am înțeles și pe doamna primar că trebuie să aloce un buget pe care încă nu l-a cunoscut și nu îl cunoaște, dar eu consider că riscul de a se prăbuși casele nu mai există. Asta este, cred că, cel mai important lucru. Mai departe, există acolo expertiză și doamna primarul se va ocupa de problema aceasta și probabil că în foarte scurt timp vom reîncepe lucrările în zonă. În scurt timp, nu cred că puteți estima acum, având în vedere că ați menționat... Nu vă pot spune pentru că, încă o dată, în aceste situații, ca să înțelegeți, întotdeauna un expert când își pune ștampila și semnătura pe o expertiză, toate proiectele care se fac pe expertiza, în zona în care s-a făcut expertiza, trebuie avizate de către expert. Și atunci vă dați seama, proiectul durează o săptămână, două, până îl trimite domnului profesor, până zice dânsul, da, vezi că e pe stânga sau pe dreapta. Nu găsește doamna primar bani să realizeze lucrarea care ține de... Probabil că, din ce am înțeles, a primit sau și-a alocat un buget pentru treaba aceasta și eu cred că de data aceasta lucrurile se vor mișca. Ok. Important este că acele case nu mai sunt în pericol. Deci omenești de acolo nu sunt în pericol 100%. În regulă. Trecem la partea despre care ne-am propus să discutăm și anume legată de administrația publică locală, dar și despre PSD. Haideți să-mi explicați motivul întârzierii dumneavoastră. Serios, îmi place teribil când îmi întârzie invitații pentru că de regulă întârzi eu și tot timpul dau vina pe trafic. Și este perfect adevărat pentru că nu reușesc să-mi socotesc timpii de acasă până în această zonă. Tot timpul se schimbă. Doamna Cucu, haideți să vorbim deschis și direct. Că păi vreau să vă dau ocazie să vă... În ultimii 2 ani de zile, credeți-mă, în ultimii 2 ani de zile, eu merg în orice destinație, oriunde vreau să merg, îmi folosesc Waze-ul. Pentru că îmi dă varianta cea mai scurtă. Corect. Eu locuiesc în municipiul Constanța și am locul de muncă
în Agigea. În ultimile 4 luni de zile, timpul meu de acasă și până la servici a crescut exponențial, de la 18 minute, acum fac 42 de minute. Pe oriunde mă duc și pe oriunde așa, e roșu. Dacă încerc să... Eu stau în Mamaia și e foarte simplu. Când vin pe Aurevlecu, dacă o iau pe variantă, pe Aurevlecu, ca să ies pe autostradă, mă blochez în zona intersecției Carrefour. Dacă încerc să evit intersecția dinspre Ovidiu și fac dreapta și o iau pe drumul național spre localitatea Ovidiu, mă blochez în Ovidiu pentru că se lucrează la podul de peste canal, podul rutier de peste canal. Dacă încerc să evit și o iau pe Sovejea, mă lovesc în kilometru 5. Deci, pe oriunde aș lua, cred că o să aplic traseul domnului primar, cum se spune, nu știu, nu l-am prins niciodată, dar... Care este traseul? Cred că o ia prin Portul Constanța. Pe la poarta 10? Pe la poarta 10, nu știu. Să oponească aglomerația. Pe la poarta 1, probabil că este direct la... Nu sunt. Asta dacă vine din... Presupunem că vine de la Eforie. Eu alimentez acum o bârfă din urbe, dar... Noi suntem într-o situație... Cred că... Știți cum au fost țăranii la 1907, când au pus mâna pe coase și pe furci? Cred că nu avem foarte mult până la momentul ăla, pentru că dacă ne uităm în trafic, toată lumea este crispată, este nervoasă. Știu, în urmă cu câteva emisiuni, că una din pasiunile dumneavoastră sunt pantofii cu toc. Care îi distrugeți în municipiul Constanța. Eu, nu știu, venind către dumneavoastră, eram atât de bucuros că nu mă lovesc de nicio zonă, că ieșeam pe Traian, îmi dăduse Waze-ul, înainte să intru pe Traian, mi s-a blocat Waze-ul pe Traian, că se lucrează. Acum se merge doar pe un singur fir, nu știu ce se mai sparge, iar spargem, iar acoperim, iar spargem. Nu știu, este, mi se pare că deja este bătaie de joc. Ziceți că este bătaie de joc și că urmează să ieșim cu furci pe, da, pe sânare. 100%. Lucrările acestea sunt necesare? Da. Sunt necesare. Sunt necesare, numai că... Da. Și atunci? Totul este necesar. Orice este necesar. Dar trebuie făcute cu cap. Noi când ne apucăm, noi să facem și acasă, nu mă apuc să fac și pereți în același timp sau fac pereți și după aceea fac pardoseala. Trebuie făcute toate chestiile, trebuie făcute cu cap. Nu mă apuc să-mi renovez toată casa în condițiile în care am o instalație electrică de peste 40 de ani. O refac întâi pe aia, refac instalația sanitară sau ce mai am de făcut și după aceea mă apuc să renovez casa, că eu fac boboc și după aceea se întâmplă. Asta se întâmplă pe Traian, unde s-a făcut, nu s-au terminat probabil lucrările respective. Există lucrări care se pot face provizorii, există lucruri care se pot face ca să nu afecteze bunul mers al urbei în fiecare zi, dar pe de o parte să știți că eu mă bucur că se întâmplă chestia asta în... De ce? Că se termină proiectele? Nu, mi se netezește mie drumul către primărie. A, dumneavoastră insistați să fiți candidatul PSD pentru primăria Constanța. Da. Să discutăm și asta, că pe mine, nu știu, nu mă amuză, mi se pare așa trist pentru dumneavoastră, pentru PSD, deși problema dumneavoastră, că nu reușiți să ieșiți în față liderii dumneavoastră. Să spună, domnule, avem candidații aceștia și aceștia, posibili candidați. Adică pare așa, cam leșinat partidul, este părerea mea. La fel ca și cum e trist ce se întâmplă în Consiliul Local, în ceea ce privește votul colegilor dumneavoastră. Dar le luăm pe rând. Aceste lucrări despre care spuneți, știți, sunt proiecte moștenite, lăsate, multe dintre ele, de fostul primar PSD. Și atunci, cu ce păcătuiește această administrație actuală că vrea să le termine?
Ați spus că nu sunt făcute cu cap. Ce soluții ați discutat sau v-ați dus la domnul primar să-i spuneți, aveți următoarea propunere? Doamna Cucu, eu sunt al treilea mandat de consilier local și vă mai spun ceva. Întotdeauna, dacă mie îmi spuneți că, nu știu, pe perioada administrării Constanței de către Partidul Social Democrat a fost așa ceva, în secunda a doi mi-am luat bagajelul și mă duc la Sfântul Andrei și mă călugăresc. Deci, încă o dată, eu nu contest că astea sunt proiectele PSD. Sunt proiectele PSD. Dar eu vreau să vă întreb un singur lucru. Echipa actualei primării, vorbim de executiv, inclusiv domnul primar, l-ați văzut pe șantier până acum o lună de zile, l-am văzut undeva pe Lăpușneanu și a făcut câteva poze și a pus pe site-ul primării. Doamnă, Făgădău, așa cum l-a înjurat lumea, Mazăre, nu se duceau pe șantier să vadă, îl trăgea pe ăla de mânică. Haideți să ne uităm că au corectat acum din 2013, au făcut 2014 Ștefan cel Mare. Cumva e de vină PSD-ul că PNL-ul sau administrația PNL nu au fost în stare să se ducă să pună parul pe ei? Știți ce greu este să finalizezi un proiect? Vă spun un manager care are 11 ani și știți foarte bine la mine aici, eu acum, probabil că ăsta este și, cum să vă spun, votul meu de încredere că pot face față cu brio funcției de primar al municipiului Constanța. Eu, la momentul ăsta, la mine, la administrația canalelor navigabile, am proiecte de mai bine de jumătate de miliard de euro. Credeți că acele proiecte se fac așa, că am atras am un proiect de 380 de milioane de euro trecută ședință de guvern în ianuarie. Păi eu de atunci, credeți-mă că în fiecare săptămână m-am dus la autoritatea de management, sunt împreună cu colegii mei, am făcut partea scrisă a caietelor de sarcini, când dăm drumul la ordinul de începere, eu mă duc în fiecare săptămână, am ședințe de progres cu ei. Cum credeți că se rezolvă probleme? Stând așa și venind de la după 9 luni de zile și să zică a crescut prețul la piatră sau la nisip. Ok, și de ce m-a anunțat acum? De ce nu-ți faci treaba? Astea sunt lucrurile pe care actuala administrație locală PNL nu le face. Ei văd fluturași. Să, încă o dată. Dom'le, trebuie, puneți efectiv osul la treabă și mergeți și implicați-vă acolo. Adică trebuia să meargă la șantier să vorbească cu constructorii, să anunțe și să... Nu, dar verificam un contract, doamna, vă faceți o lucrare acasă dumneavoastră. Și el a vă zice că termină în 3 săptămâni de zile, nu voceți niciodată pe acolo, voceți după 3 săptămâni să vedeți dacă a terminat-o sau nu și vă zice după 2 săptămâni jumate, știi că mai trebuia un sac de ciment și n-am făcut nimica. Încă o dată, haideți să vorbim realitatea, asta este realitatea, să haideți să ne uităm. Lăpușneanu, la pământ, e spart de la, hai să spun că, dar de la Tomii Străi, la Dacia, la rămas excavatorul, este un simbol al Constanței, până aproape de strada București, inclusiv în intersecția de la Casa de Cultură. Ștefan cel Mare, credeți-mă că m-am dus de câteva ori doar la magazinul Tomis și îți pui mâinile în cap că te duci în continuare. Dumnezeu, au trecut 2 ani jumate de când lucrează Ștefan cel Mare. Ce face? Că, nu știu, și dacă aduce cu lingurița nisipul ăla del dracu care trebuie să pui pavelele, tot îl făceam până acum. Adică să nu... Eu nu contest, încă o dată. Văd că se bat cu cărămida în piept că vor da drumul la Brăchia. E singurul proiect de care am auzit de când sunt în Consiliul Local că vor să tragă fonduri pentru Bulevardul Brătianu. Vorbim de proiecte pentru municipiul Constanța. Bun, da, despre... Același lucru îl face. Uitați-vă că lumea de pe Brătianu a început să sară, că or să rămână fără locuri de parcare. Păi da, se desfințează locurile de parcare și nu vedem să se miște proiectele legate de parcările supraetajate, doar... studii și a mișcat puțin cel de la Casa de Cultură. Vă mai spun ceva. Ieri stăteam de vorbă inclusiv cu dumneavoastră. În afară de faptul că ei s-au apucat să facă chestiile astea,
Eu am simțit-o pe pielea mea și nu numai eu. Prieteni de-ai mei foarte mulți, apropiați ai mei, care mi-au spus, băi, nu se poate așa ceva. Dumnezeu am impresia că polițistul local stă la pândă. Nu vreau să spun nimic altceva decât că am persoane care mi-au confirmat și au și fotografiat, ăla stă, se uită să vadă dacă ați spus pe puțin pe trotuar să vină să vă dea amenda. Deci ei din asta trăiesc. Domnule, nu contez că trebuie să fac liniște și ordine, dar haide întâi să-i pun la dispoziție persoanele respective. Că e, nu știu, că este City Bus, da? Că este transportul comun, că e orice altceva. Că, nu știu, îi pun locuri de parcare, că fac zone de parcare, ca în marile metropole din lumea asta, din Europa, unde, nu mai spun, că, într-adevăr, se poate, pot să îi spun unui domnule, te duci cu mijlocul de transport în comun. Vreau să vă spun ceva? În marea majoritate a metropolelor unde m-am dus, și eu fac o comparație, nu mă duc Viena, eu mă duc mai aproape aici, Budapesta, pe care am văzut-o cum a înflorit în cei 11 ani de când sunt eu la administrația canalului navigabil. Pentru că în fiecare an eu fac ziua canalului la Budapesta. Acolo s-a dezvoltat transportul comun, astfel încât i-a convins pe oameni că e mai bine și e mult mai lejer să meargă cu autobuzul, cu microbuzul, cu ce are el, că ajunge mult mai repede. Asta încercă să ne convingă și administrația locală și a încercat și fost administrație și actuala. N-ați văzut că chiar parcă ieri au postat un anunț prin care eram invitat să ne lăsăm mașinile într-o parcare și să mergem cu autobuzul. În care parcare, doamnă? Eu vă întreb, dați-mi parcare. Și eu pot să vă zic, lăsați-vă mașinile în parcare, unde? La poarta 1? Că la poarta 1, dacă mergem acum împreună și numărăm, nu sunt mai mult de 15 locuri de parcare. Și acolo facem trafuri pentru evenimente unde, care o să fie la vară, dar nu avem buget. Sărim de la una la alta. Nu mi-ați spus, cu primarul ați discutat când ați sesizat că sunt probleme sau îl lăsați să facă greșeli ca apoi să plecați dumneavoastră? Am un dialog atât de fructuos cu domnul primar încât v-am și arătat. Eu l-am rugat să facem ședințe fizic și am primit răspunsul la spunea dumneavoastră că nu l-am primit. Eu i-am spus domnului primar încă o dată, nu mai știu ce capitole, 67, dacă mă înșel, la cultură, o să vedeți că în bugetul primăriei Constanța sunt alocați bani pentru foraje, subtraversări, bulevarde, străzi și alei în municipiul Constanța. Nu înțeleg. E, o să înțelegeți, citiți, că e pe site, îmi vine să mă dau cu capul de... Păi ce legătură are cultura cu... Întrebați, eu am întrebat. Probabil este eroare materială. Vor fi erori materiale, am vorbit și vorbesc singur. Adică nu aveți comunicare, nu puteți să luați legătura să... sau în ședință? Ce comunicare, doamna Cucu, când eu îi spun ceva și îmi închide microfonul și după aceea se termină ședința? Că haideți să ne uităm în arhiva ședințelor. Și ce cred eu? Că ar trebui să luați legătura cu colegii dumneavoastră din PSD? Nu. Care au o mai bună comunicare și să-i transmiteți? Doamna Cucu, nu. Eu vă zic altceva. Eu am învățat următorul lucru. Că totul este pe persoană fizică. Și trebuie să ne asumăm. Eu ne asum, la prima ședință, așa cum v-am promis tuturor colegilor noastre din presă și dumneavoastră, că la prima ședință de Consiliu Local, ori ne așezăm, dau eu cafeaua, fac eu cinste, ori ne așezăm pe terasa de vis-a-vis de primărie și o să îmi spun votul de la masă, strigând și făcând și filmând primăria. Și în momentul în care o să treacă mai mult de 30 de secunde până ne trimite tâmpenia aia de sondaj pe care unde trebuie să votez pentru abținere sau împotrivă și începe să-mi zică că nu știu ce eroare tehnică așa, mă duc direct peste domnul primar în sala de ședințe și fac circ, că altfel nu se mai poate. Da, chiar, chestia asta cu... Am înțeles, nu v-a răspuns. La solicitarea privind organizarea ședințelor în format fizic. Că nu mai e situația aceea cu pandemie când stăteam închiși în casă și așa mai departe. Nu ați vorbit și cu colegii dumneavoastră consilieri? Adică... Colegii de la PSD, am înțeles inclusiv și colegii din USR, domnul Caragheorghe, care e președintele Comisiei de Buget Finanțe, unde sunt și eu, și-au exprimat și ei dorința de a face
ședințele fizic și probabil că nu o să mai aibă ce să facă domnul primar. Acum, dacă l-a și părăsit doamna City Manager, și va organiza fizic ședințele? Facă fizic ședințele, nu știu. Mă gândesc așa, da, într-adevăr este o variantă prin această modalitate online, dar după cum ați explicat, se pot întâmpla erori, întârzie foarte mult, nu aveți posibilitatea să discutați cum discutați atunci când sunteți față în față. Cum e frumos, eu mă curte la Consiliul Județean. Consiliul Județean a avut 47 de proiecte pe ordinea de zi, în aceeași zi în care a avut și Consiliul Local. 36 sau 38, nu mai rețin exact, Consiliul Județean a făcut ședința fizic, într-o oră și 14 minute s-a terminat conferința de presă cu absolut tot. La noi, stai așa că nu merge, nu mi-a apărut sondajul, ne numără, l-a auzit pe ăla vorba unui coleg consilier, își mai uită unul microfonul deschis, face sarmale, face ciorbă, adică e un circ total, unul, doi. El, domnul primar, trebuie să înțeleagă următorul lucru. Că el în 2014 la anul, probabil că este teamă. Toate ședințele sunt publice. Toate ședințele de Consiliu Local sunt publice. Poate să participe oricine. Așa este. Eu am impresia că destul este frică de prezența cetățenilor? 100%. Pentru că, și a noastră, pentru că, încă o dată, eu când încep să întreb și mi se spune, stați puțin, să întrebe pe Ionica, pe Gigica, nu știu, din primărie, până îi vine răspunsul, durează 25-30 de minute. Ne-au umilit, ați văzut ultima ședință din an, ne-au umilit. Eu, mie mi se pare, și i-am convins și pe colegii mei și le-am zis, bă, voi vi se pare normal să stați 4 ore în fața calculatorului, a telefonului sau pe ce stai într-o ședință de Consiliu Local și să își bate la joc de noi, că își bate joc efectiv de noi. Cu ce? Cu faptul că te ține și ești captiv, că nu poți, nici nu știi, se repetă votul. Adică nu poți să faci altceva în timpul ăsta. În afară de faptul că poți să stai tolănit într-un fotoliu sau într-o canapea, mai mult de atâtea nu poți să faci și să te uiți la televizor sau nu știu, să mai scrii ceva. Dacă îmi zice votați, nu ți apare, băi, ia, stați că repetăm votul. Și eu vă demonstrez și am să demonstrez și domnul primar, să pune nu 30, să pune 50 de proiecte pe ordinea de zi și nu să dureze o ședință cu 50 de proiecte pe ordinea de zi mai mult de 3 ore jumate cât durează una normală. Da, e foarte trist ce descrieți dumneavoastră și nu sesizez niciun comentariu legat de o dezbatere reală despre probleme și cum să rezolvați sau să dregeți, să corectați. Bugetul primăriei Constanța, care este, mie mi se pare că este foarte important, când votez online, un credit, că e pe 15, pe 25, nu contează, că e pe 3 ani. Dumnezeu, deci încă o dată, nu am fost și nu sunt împotriva faptului că trebuie să facem încet, că este nevoie de bani, că întotdeauna ca să te dezvolți trebuie să iei bani. Sunt de acord cu treaba. O fac pe online și le spun la colegi, știi, stai că nu merge camera, stați puțin că nu merge sondajul, nu mi-a apărut. Cum votați? Îl mai auzi pe ăla, am votat pe el, nu, dar unde, stați că ți-e reia votul că nu l-am adunat. Asta se întâmplă, lumea se plictisește strânt, credeți că în momentul în care ăla este live, de asta la Consiliul Județean apare președintele cu vicepreședinții, cu cine sunt și cu consilierii și le au câte unul, acolo nu poți, nici să te scate minați, nici să dormi, nici să te ia sorul sau să te uiți la altceva. Acolo trebuie să fii atent la proiecte, le-ai votat, s-a terminat. Noi stăm aici, probabil că domnul primar se complace în situația asta pentru că trebuie să îi treacă anumite lucruri. N-am niciun fel de problemă. Credeți-mă că sunt la al treilea mandat. Am văzut foarte multe lucruri. În afară de faptul că există, nu știu, o fractură. Există fractură între consilierii locali. Nu contează culoarea politică. Noi trebuie să ne așezăm la masă și să știți că o să o spun sunt comisiile răspicat și știți foarte bine că sunteți un om vechi de presă.
Întotdeauna lucrurile au mers în municipiul Constanța sau în județul Constanța sau oriunde, când toți consilierii s-au pus la masă, indiferent de culoarea politică, și cel mai important lucru a fost urbea, municipalitatea, ce am nevoie. Nu cred că, haideți să ne uităm, vreodată vreun consilier PNL nu a votat că era lui PSD sau invers, sau că îi separa lui, nu știu, nebunile astea. Noi acum asta facem, ne certăm pentru că ăsta, președintele de la municipiul de la Constanța și-a cerut un drept legal până la urmă. Ați ajuns la subiectul cu președintele PSD Constanța, stați să le terminăm cu... Nu, pe chestia asta, adică haideți să ne certăm, de ce să mă cert? Domnul, dacă dumneavoastră aveți, sunteți proprietare la o clădire pe care ați dobândit-o, nu știu, prin diferite... Dar terenul de dedesubt vreți să-l cumpărați. Eu am o logică de fier. Și vă spun următorul lucru. Haideți să zicem direct de la ce vă referiți. Da? La solicitarea formulată de domnul Dumitrache, da, care este președinte PSD Constanța, iar de aici au ieșit discuții referitoare la... Terenul de sub clădire, de sub clădirea la care el este proprietar, încă o dată, ca să înțeleagă constanțenii. Terenul de sub clădire nu era în proprietatea dânsului. Avea drept de superficie. La dreptul de superficie, eu nu pot să fac decât să zugrăvesc, să dau o mână de var și cam atât. Ca să-mi refac acolo ce vreau eu și vreau să fac, să mă dezvolt. Că tot domnul primar și cu toată și toți colegii de la celelalte partide urlă că vor să stațiunea Mama să devină punct de atracție în 2023. Credeți-mă că la cum merg lucrurile în Mamaia, eu stau în Mamaia, la cum merg lucrurile în Mamaia, ne tăiem venele. Dumneavoastră ați venit la interviu ca să-i faceți lobby și să explicați de ce proiectul acela nu era rău, cel care în favoarea domnului Dumitrache sau vorbim despre un lucru care este normal, dar nu Dumitrache, putea să fie și domnul Stelian Ion, putea să fie și domnul Chița. Încă o dată, există, asta este o frână a unui investitor care vrea să dezvolte. Dumneavoastră aveți aici, încă o dată, aveți această clădire și aveți de superficie la teren și vreți să vă dezvoltați. Faceți contracte multe și vreți să vă dezvoltați. Și o să spun, nu domnule, că mie nu-mi place de Focus Press, nu mi-e place de ProTV sau de antene sau de orice alt preț de presă. Haideți să fim serioși, ce n-aveam. În asta ne lovim noi? De la chestii de genul ăsta s-a ajuns ciumă, roșie și jignirile pe scena politică. Încă o dată, dați puțin filmul înapoi și o să vedeți pe administrația PSD cu domnul Lupu, coleg de-al nostru în Consiliul Local, cu PNL, PDL, cum erau atunci? Dumnezeu, se votau și erau în unanimitate și nu mai înjura nimeni. Și lucrurile mergeau și au mers. Acum nu-i votez, nu crea PNL-ul, să crea PSD-ul. Asta e o mare prostie. Da, vă întâlniți la ședințele de comisie, asta una și a doua. Cum vedeți dumneavoastră rezolvată problema aceasta cu traficul? Ce discutam la început? Trebuie să veniți și cu soluții. Nu doar cu critica faptului că lucrările... Nu pot să vă spun secretul rezolvării acestui... Asta aveți? Da, cum să nu? Ok. Pe fața Pământului există rezolvare la orice problemă. Și eu vă asigur că există rezolvări. Încă o dată, e greșit ce a lăsat PSD-ul. E greșit. De ce nu e corectat? Cumva i-a dat cumva peste mână, i-a dat cineva peste mână domnului primar, în toată zona aia de pe bulevardul, gândiți-vă când o să dea drumul la Lăpușdeanu pe banda 1 cu autobuzul, da? Că ea nu mai poate să mai parcheze niciunul, dar a făcut vreo parcare în interior, în cartierele alea. Dar mergeți dumneavoastră cu un proiect. Ați depus un proiect? Ați depus proiect în sensul ăsta? Sau așteptați să, nu știu, să candidați și să veniți în campanie? Ascultați ce vă spun. Eu dacă depun un proiect, da, vă garantez, pentru că eu văd cum se mișcă lucrurile, vă garantez că proiectul pe care eu l-am depus, probabil că o să înceapă să îl pună în practică administrația locală în vreo 18 luni, când o să fiu primar, probabil.
pentru că noi mergem împreună, încă o dată. Am un proiect, nu știu dacă am vorbit și cu dumneavoastră, am mult și că mai urmăresc. Și am văzut că, apropo de parcări și de asta, sunt frustrat, eu, ca și consilier local, sunt frustrat că în zona unde este prefectură, Consiliul Județean, Primărie, există Tribunalul Constanța. Știți că noi nu putem să, în toată parcarea, în toată zona respectivă, nu avem voie să parcăm decât după ora 17. Acolo sunt dedicate magistraților, sunt luate de magistrat. Și eu am zis așa, domnule, dacă ăla are dreptul la chestia asta, la aici există foarte, și colegii dumneavoastră se duc la tribunal, la judecătorie, că sunt procese, că, ca să-și facă știrile, da? Vin primărie, prefectură, consiliu local. De ce nu vedeți și dumneavoastră gratuitate la parcare? Nu duceți discuții acolo și nu încercați să mă... La primăria capitală? Nu încercați să mă duceți cu acest subiect. Haideți să vă spun. Ar fi o chestie de favoritism? Nu. Nu ne-ar favoriza, iar chestiunea aceasta să ne suge asupra modului în care ne facem noi meseria. Nu, dacă aș fi acreditată și dacă aș avea gratuitate eu, cum aș putea eu să scriu despre, nu știu, supărarea cetățeanului de rând că nu știu ce a pățit legat de locurile de parcare. Că eu zic că și ce mă doare, eu am loc de parcare gratuit. Nu, doamne, nu ați înțeles. Când vă duceți la ședință, dumneavoastră, ca să vă duceți la o ședință sau să vă duceți la tribunal, dacă parcați într-un loc nepermis, vă ridică mașina. Dacă parcați, încă o dată, dacă trebuie să parcați pe un loc de parcare, dacă ați găsit un loc de parcare, da, o plătiți. Nu mi se pare de bun simț ca la subordonatele, că e Consiliul Județean, că e Consiliul Local, că e Prefectură, când vă duceți la o ședință de deci trebuie să plătiți parcarea? Haideți să vă... Uitați, la Consiliul Județean în parcare nu se plătește. Noi putem să parcăm acolo fără nicio problemă. Foarte ok. Fără nicio problemă. În rest... Ați parcat dumneavoastră? La Consiliul Județean? Da. De fiecare dată. Aveți loc? La ședințe, încă o dată, că v-ați dus la... Da, dacă e o ședință... Da, sau blochezi o mașină, nu leșină nimeni dacă am blocat o mașină, că doar mă întorc să... Aveți perfectă dreptate. Ok. Eu nu vreau să ne atrag presa din căldură. Eu m-am uitat la o știre în București, Primăria Capitalei, este știre dată, da? Primăria Capitalei a adoptat o hotărâre de consiliu... Eu nu vreau tratament preferențial. Pe perioada programului primăriei, dacă, încă o dată, nu toți colegii dumneavoastră sunt, cine este acreditat pentru Consiliul Județean, vă dau un exemplu, sunteți doi colegi, numai ălora la mașinile celor este doi. Complicat ce spuneți dumneavoastră și creează așa o oricum suferim cu toții în legătură cu parcările, oricum a fost incorrectă toată discuția și toată dezbaterea cum a decurs stabilirea proiectului, cum s-au răzgândit și au refăcut după ce inițial au spus că suntem că proști, mai să zic, n-a ieșit până la urmă, că spunem că nu e, prețul nu e ok, că toate lucrurile care au fost modificate. Nu e în regulă în Constanța ce s-a întâmplat cu parcările. Chiar nu e în regulă. Nu este deloc în regulă, încă o dată vă spun, nu este deloc în regulă că dumneavoastră, încă o dată, dumneavoastră vă asumați, eu nu vreau să mi se dea gratuitate, dar tot ce este în jurul tribunalului, încă o dată, ăla are asigurat totul. Ok, să vă asigure atunci loc de parcare. Îi favorizează și eu mie nu-i frică să o spun, că așa cred și asta s-a întâmplat. Da, pentru că este șefa... Că ce? Haideți să vă spuneți... Este șefa la juriștii din România, că sigur opinie juridică este opinia... La cine vă referiți? La cea care a instituit aceasta, haideți să... Spuneți, vă rog frumos, pentru că oricum la doamna City Manager, care... Nu mai este City, e demisionară. Demisionară. Doamna Felicia Ovanesian. De ce a demisionat? Nu știu, că mi-e pare rău că a demisionat. De ce? Păi avea mai multă muniție pentru campania electorală din 2014. E, credeți? Da. Oricum am ajuns, am citit un comentariu pe Facebook, am ajuns să ne bucurăm de plecarea, știți cum e, ca nebunii. Da.
Probabil, nu știu, habar n-am. Probabil că nu i-au ieșit, nu ies planurile. Pentru că mie mi s-a părut foarte ciudat să stai cu secretar la primărie, îl demiți, pui pe altul, până îi scoți la concurs post. Eu cred că dacă doamna Felicia Ovanesian ar fi putut și acum să facă ceva secretarului de la primărie, da? Pentru că eu vă dau scris, doamna Ovanesian a putut să facă și a avut această putere și o spun cu toată responsabilitatea în primăria Constanța, pentru că ea, pe ea singura persoană care o putea opri în toate nebunile pe care le-a făcut dânsa, era secretarul primăriei. Ăla semnează de legalitate. Atât încât un secretar de primărie pe concurs rămâne acolo și îi spune, putea să stea doamna Ovanesian și în cap și într-un picior și să facă ce vrea dânsa, nu e semnat de legalitate. Și tot ce își dorea să, și tot ce și-a dorit să facă și toată nebunia asta, că nu e doamna Ovanesian, acum nu trebuie să aruncăm toate pietrele în dânsa. Nu doamna Ovanesian de vină că nu termină ăștia să face o mare lăpușneală și... Au sacrificat-o pe doamna Ovanesian ca să-și asigure... Nu știu dacă... Probabil. Cred că variantă? Ar fi o variantă ca să-și spele domnul primar din păcate, dar pentru că... Sau ați auzit cumva de existența vreunui dosar la DNA? Nu, am chiar e o noutate pentru mine asta. Nu, întreb, că noi am întors pe toate... Nu, n-am auzit, sincer, nu. Dar are varianta să-și să pară că a scăpat de un om care nu... Nu știu că domnul primar s-au petrecut niște... a luat niște hotărâri radicale în ultima perioadă. I-a luat atribuțiile domnului viceprimar. De la USR. Ca urmare a unui vot. Ce vot? Nu. Nu. Pe explicația dumneavoastră. Păi, adică primarul, deci primarul îi deleagă atribuțiile viceprimarului, nu Consiliul Local. Nu, dar l-a pedepsit pentru cum s-a manifestat în Consiliul Local, la ședința de Consiliul Local, nu asta spune. A, probabil, nu știu dacă ăsta a fost motivul, în fine. Dânsul, încă o dată, ăla care... lua 100% și aplaudam, l-am împușcat în 89. Probabil că domnul primar asta vrea. Mai sunt și pro și contra părerile și trebuie să le acceptăm. Nu știu, încă o dată, nu am cunoscut. Văd că doamna city manager ieri și-a dat demisia împreună cu o colegă de-a dânsei, artizana parcărilor și că așa am citit în știrile din presa locală, deci nu e de singura demisionară și a mai dat încă cineva demisia, să vedem ce face noi primar acum. Poate devine... A conștientizat cât de gravă este problema parcărilor, a faptului că dispar parcări de pe un mare bulevard și nu se pune nimic în loc și oamenii aia sunt fault? Mă credeți că mă duc în diferite zone ale orașului și mă crucesc unde mai pot pune oamenii în mașinile. N-am ultima găselniță care am auzit-o, că face nu știu ce spre Ovidiu, spre varianta lui Ovidiu, nu știu ce mare parc. Cu expropriere. Doamna Cucu, avem parcul ăsta care încă nu e făcut tăbăcărie, care e un parc foarte frumos și mai avem câteva parcuri care pot fi reabilitate. Hai, știți cum e chestia asta? Eu am o clădire, un hotel cu 20 de camere, da? Nu le fac pe alea 20, mai construiesc încă 20 sus. Fă-l pe ăsta să fie pentru toată lumea. Și acolo, nu știu, să mă jure toți constanțenii că în loc de 10 hectare că vrea să facă parcul domnul primar, să-l facă doar pe 9 și pe 1 hectar, să facă niște parcări de la supraetajate, să pună la punct sistemul de transport în comun să meargă ață și o să vedeți atunci că nu mai jură nimeni pe domnul primar. Dar până atunci și încă o dată,
Există posibilitatea și există zone în care se pot amenaja locuri de parcare, dar automat începe nebunia. Că ne uitam pe flyer-ul ăla, la maxim 50 sau 500 de metri de casă. Da, acela mi-a rămas și mie în, o să avem în de parcare. Minte, da. Și ce s-a întâmplat? A dărâmat câteva garaje în municipiu. Sunt duci, pe asfalt. Și a făcut niște duci pe asfalt, exact asta. Și ne-am, cum să vă spun, își bate joc de inteligența noastră. Mergeți pe străzile care sunt perpendiculare pe Bulevardul Mamaia și care, luați-o de unde vreți dumneavoastră, de la Universitatea Ovidius și până, nu știu, până la Garda de Mediu, nu, că acolo e Unirii, strada Unirii, dar înainte, toate străzile astea care sunt perpendiculare și o să vedeți mai ales în zona de case, domnule, Ticonul, cred că Ticon cape pe locul care e trasat de parcare. Dacă ai o altă mașină, nu SUV, că nu vorbim, un sedan normal, are roțile peste aia și ăla vine și, dacă îi se urcă pe chelie, și îți dă amendă. Cei pe stânga și pe dreapta au făcut niște sensuri unice. Mă credeți că îmi rabatez oglinzile la mașină dacă merg cu mașina de la servici cu Ford-ul? Îmi rabatez oglinzile că mă lovesc de... Pentru că sunt înguste locurile. Sunt înguste și a făcut și pe stânga și pe dreapta. Încă o dată, nu mi se pare... 1, 2, vă mai spun ceva. Nu știu cine și cum a avut dânsul acea... când a... și-a trecut în programul de electoral, în proiectul lui electoral, și-a trecut chestia cu locurile de parcare. Sunt fan. Fan la ce? La cele promisiuni. Eu nu numai la chestia... Eu sunt, încă o dată, eu aștept să stau de vorbă cu oameni care nu mai trebuie să plătească pierderile de la între CET, Pradet, Termica, nebunile astea. Astea sunt promisiunile dânsului. Încă o dată, sunt promisiunile dânsului. Ne scoate ochii cu rahaturile astea de stații care le-a pus mobilierul ăsta în stațiile de autobuz. Nu știu, că am impresia că și acolo este tot așa cu o sesizare la DNA. Dar știți, este primul mandat. Știți că se spune că în primul mandat nu reușește un primar să facă mare lucru și care avea nevoie și de al doilea mandat ca să-și poată duce la bun sfârșit ce a promis în campania electorală, în prima campanie electorală. Spun și eu acum, ca să par și că sunt avocatul... Cred că sunteți avocat, dar nu... Nu? Din punctul dumneavoastră de vedere, cine este vinovat pentru tot ce ați descris ca fiind dezastros? Că nu asta rezultă. Este un dezastru. Constanța este un dezastru. Bun. Cine este? Cui să-i atribuim vina în principal? City managerului demisionar sau primarului Virgil Chița? Cine? Doamna Cucu, e vorba românească. Peștele de la cap se împute. Direct. Cine era acolo? Cine este primar? Nu, bă, cine conduce primăria? Că noi am avut o mare perioadă de timp cine această conduce? Dilemă. Că gurile rele... Gurile rele nu mă interesează. Din punct de vedere, cum să vă spun, logica mea de fier, primarul este vârful piramidei. Dânsul îi dă atribuții city managerului. Dacă dânsul a dat atribuțiile doamnei Ovanesian, el știe mai bine ce a făcut. Dar el răspunde pentru chestia asta. Eu sunt director de companie și eu dacă pun un director în subordinea mea, eu răspund dacă ăla o ia prin porum sau face vreo prostie. Da. Nu o să zică niciodată cine e vinovat. Uitați-vă, a căzut elicopterul în filat cu subghiu. Cine a fost vinovat? Prefectul l-a demisionat. Asta este, adică, să fim sinceri. A pus cumva, altcineva a pus-o pe doamna Ovanesian? Nu, domnul primar, haideți să fim... Ok, și faptul că dumneaei a demisionat este o palmă, se răsfrânge negativ asupra imaginii primarului?
După părerea dumneavoastră. Mie mi se pare cu silențiu stampa asta al doamnei Ovanesian și al domnului primar. Da, da, nu a răspuns la... Eu am o problemă majoră. Domnule, de fiecare dată trebuie să ai curajul și puterea de a te uita în ochii electoratului. 2 ani jumate cât a stat doamna Ovanesian în funcția asta sau cât a stat, domnule, am o hotărâre asta... Să dau o explicație, să spună de ce, să zică ce fac. Da, domnule, nu știu, am probleme personale, lumea nu spune, nici ea pleacă. Nu să spuneți că ar putea, niciodată m-am gândit la chestia cu DNA. Eu n-am zis că ar putea, eu am întrebat că... Ne gândeam la toate variantele posibile. Nu știu, habar nu am. Dar ce pot să vă spun este că la un moment dat chiar m-am certat cu domnul primar pe chestia asta, că ne spunea nouă, ne spunea consilierul, domnule, voi votați oportunitatea și nu sunteți supuși. Ce nu sunteți supuși, domnule? Că în ziua respectivă primisem clasare de la DNA pe un dosar. Deci, cred că domnul primar i-a acordat foarte multă încredere doamnei Ovanesian. Doamna Ovanesian, la anumite răspunsuri, eu mă abțin, dacă îmi spun, îți vine o hotărâre judecătorească, definitivă și revocabilă, și tu spui cu tot respectul față de colegii mei din justiție, dar singura opinie juridică e opinia mea, în condițiile în care te-a contrazis hotărârea definitivă, e clar că este o problemă acolo. Acum, domnul primar, știți cum este? Plătește. Dânsul plătește. Ați spus că sunteți, că locuiți în Mamaia. În Mamaia, unde înțeleg că veți plăti o taxă. O plătim? Da. Vom plăti, o plătim. Urmează să intre iarăși în discuție, să vedeți dacă până la urmă scapă cetățenii. Am plătit doamna, mi-a venit pe hârtie, pe impozit, ce? Păi, și nu așa a fost discuția, nu așa spuneau reprezentanții primăriei că se va discuta, că s-ar putea să se renunțe. Doamna Cucu. Că dumneavoastră sunteți acolo, locuiți efectiv, nu închiriați, nu sunteți... Am domiciliu în Mamaia, Bulevardul Mamaia 530, deci nu am domiciliu acolo. Eu pot să vă spun atât, că am dat bani din toată inima și... A, nu vă simțiți... Nu, eu vreau să văd ce vor să facă cu banii. Că restul constanțenilor nu plătesc, nu e corect? Adică promovarea e și pentru Constanța și pentru Mamaia, să plătească toată lumea. Domnul primar are două lucruri foarte importante anul acesta. Deci nu se termine bulevard, nu se termine... Domnul Georgescu, este corect să plătească doar locuitorii, cei domnului... Nu este corect, doamne, să plătesc eu ca locuitor. A, persoană juridică, sunt de acord. Da, este corect? Nu, că dacă e corect și ați plătit din toată inima, păi să plătim toți din Constanța. Nu, stați puțin. Eu am plătit și o să fac și niște demersuri în instanță, pentru că mie îmi spune acolo, băi Georgescule, tu plătești promovarea stațiunea Mamaia. Eu să vreau să îmi demonstreze ce s-a făcut cu banii noștri, dar cât e casa de la toți fraierii din stațiunea Mamaia, persoane fizice, da, taxa de 100 și cât e de lei, și nu mai am mai luat locul de parcare, ăla e definitiv și revocabil și în timpul zilei ăla e locul meu de parcare. Nu mă interesează tatăl. Ți-am plătit, ți-l plătesc, da? Dar lasă-mi, dă-mi și mie ceva. Și atunci o să las capul. Și mergeți în instanță cu... Mă duc cu nebunia asta, da. Mă duc cu... Pentru că, încă o dată vă spun, ăstea... Mie mi se pare că în stațiunea Mamaia, în afară de faptul că a fost lăsată de izbeniște, deci domnul primar, în august, nu știu ce m-am amintit, a făcut și însu o conferință de presă pe acolo și a lăsat-o de izbeniște, credeți-mă că mi-am făcut așa o recapitulare și am vorbit cu foarte mulți oameni care se pricep din punctul ăsta de vedere. Constanța trebuie să înțelegem cu toții că 90% din banii care sunt în Constanța sunt din datorită turismului. Noi turismul trebuie să-l promovăm și noi trebuie să ne promovăm. Se va ocupa domnul Mândil acum? Păi, nu? Este la... OMD? Nu este dumnealui? Nu este dumnealui. Aveți încredere? Adică...
Mă gândesc că poate aveți o opinie. Vreau încredere în oricine care vrea să facă și vine cu un proiect. I-ați văzut încă proiectul? Eu am văzut altă o știre a colegilor dumneavoastră, nu știu de la ce trus de presă, că anul acesta Mamaia va fi atracția turistică pe litoralul românesc. Și stau și mă gândesc cum o să fie, că știți cum este acolo? Sunt cu bulldozere de râmă, beach baruri, ce vă așa... Se respectă legea. Ca să poată participa respectivii la licitații, trebuie să aducă la stadiul inițial. Foarte frumos, sunt de acord cu dumneavoastră. De ce nu au reușit, nu s-au gândit la următorul lucru? Acum eu mă pun în locul celui care a făcut alare acolo, în beach bar. De ce trebuie să dărâm beach bar-ul ca să mă duc la licitație să câștig și să-l montez din nou? Dar poate nu câștigă. Asta dacă nu câștigă, de ce e încinerea mai simplu? Doamne, participi la licitație, n-ai câștigat, în maxim 5 zile l-ai demontat. Asta trebuie să vorbiți cu cei de la minister, cu guvernanță, adică asta nu mai ține de... Da, ține de eu, dacă mă duc ca și primar al acestei localități, când mă duc acolo încerc să-mi cloșca care își apără pui. Și așa rezolvăm problemele. Da, dumneavoastră știți, tot... știți foarte bine, ați fost la mine la companie, știți că eu nu suntem bogați. Salariile la mine nu sunt cele mai frumoase salarii. Dumnezeu, lumea... Se plâng oamenii aia, într-adevăr. Dar mai mă jură vreunul? Știți de ce nu mă jură? Pentru că întotdeauna am încercat să le arăt și tot timpul am fost transparent cu ei și să-i protejez. Dar multe altele. Când, și omul te vede că depui efort la chestia asta... Și găsați dumneavoastră canalele navigabile pentru primăria Constanța. Ca să o repetat, că primar, candidați. Lăsați dumneavoastră canalele navigabile. Aveți acolo un post așa de sigur și stați așa am de... Am un post sigur la administrația canalelor navigabile, dar vă vând un secret. Până în 2024 voi finaliza tot ce ar mai putea să se facă la administrația canalelor navigabile. Refac canalele, modernizez și incluza de la Ovidiu, bag în modernizare, acum am două porturi, Ovidiu, Luminița și Lef, bag și pe Morfatlar și Megidia, îmi fac, devin independent din punct de vedere energetic, îmi fac parc fotovoltaic și vreau să pun o turbină la Cernavodă, iluminez canalele, ambele canale, nu mai am a, nu mai aveți ce să faceți acolo? Și vine aici, să vă mutați, să se trebuie la primărie. Pentru că, încă o dată, în municipiul Constanța, trebuie făcute și luate niște măsuri foarte radicale și foarte rapid, pe termen scurt și mediu. Pe care nu o să vreți să le spuneți, pentru că mi-ați spus normal, că nu dați soluțiile din dinainte de campanie electorală. E an de pre-campanie acum. Da, nu cred că sunteți om de echipă sau habar n-am, că mai devreme ați spus că fiecare e pe persoană fizică. Nu. În Consiliul Local, cum sunteți? Nu faceți echipă cu colegi? Nu faceți, că nu votați tot timpul cu toții la fel. V-ați uitat încă o dată. Păi eu... Colegii nu s-au supărat pe mine... Da. Pentru că au spus că sunt prea incisiv și nu știu, nu am găsesc cuvintele acum, la acea adresă pe care am trimis-o domnului primar, exact pe motivul că nu mi s-a părut și nu mi se pare normal să îndatorez primăria pe o perioadă de ani, nu contează, și pe un an de zile, într-o ședință cu circ și panoramă în spatele unei camere web, într-o ședință online și atunci, exact cum a scris un coleg al dumneavoastră, zice, am văzut bine, v-ați abținut? Da, domnule, m-am abținut nu pentru că nu-mi doresc să se facă un nou CET, nu pentru că nu-mi doresc să se refacă, nu știu, rețeaua pentru termică, pentru apă caldă și căldură, pentru principiul acesta. Colegii mei, la momentul acesta, am avut și am dialog cu toți colegii mei, le-am spus treaba asta, mi-au spus că vor veni și ei lângă mine atunci când voi merge și voi sta în fața domnului primar sau ne mutăm în sala Remus Oprano să facem o solicitare domnului Lupu, că știu că sala Remus Oprano este la Consiliul Județean, să facem o solicitare și pe perioada pe timpul ședinței să stăm toți colegii ne luăm tabletele de la PSD și ne punem în sala. A, deci sunteți ok acum cu colegii, nu mai sunteți o voce... Nu, atunci încă o dată,
Vreau să înțelegeți, în Partidul Social Democrat nu ne bagă nimeni, nu-mi bagă nimeni în politică. E democrație. La momentul acesta, nu, stați puțin. Stați ca să... La momentul acesta este democrație. Dacă nu era democrație, eu, Georgescu Daniel, care voi fi viitor candidat la primăria Constanța... Tot repetați chestia asta. Nu, nu aveți de unde să știți că veți fi dumneavoastră candidat. Aveți dorința. Sunt luptător. Aveți dorința, dar v-ați pus întrebarea, PSD-ul vă vrea? Da. Vă vor colegii? Da. Unde toți stabilită asta? Vă vor tot... Ați avut vreo ședință, ați bătut în cuie chestia asta. Eu, la momentul ăsta, pot să vă spun atât. Eu, la momentul ăsta, am stabilit anumite... proiecte pe care trebuie să le facem în viitor foarte apropiat. Ce pot să vă spun este atât, că o să vedeți un Partid Social-Democrat la Constanța așa cum trebuie, o să vedeți chestia asta cu că există voci, că tabere, că tab... Da, există. Unde există? În PSD? Unde? Spuneți-mi și mie unde. Păi vreți să vi le spun eu? Da, spuneți, că eu sunt tipul de om care știți foarte mult. Serios, acum, colegii dumneavoastră toți se aliniază în spatele dumneavoastră și v-au dat asigurări că vă vor susține această candidatură? Nu neapărat toți colegii, dar încă o dată. Dar? Au ieșit și colegi de mei care și-au exprimat unii din ei că ar vrea să fie primar. Eu spun atât. Că la momentul ăsta, din punctul meu de vedere, o să primesc și pietrele, dar n-am niciun fel de problemă, îmi asum. Există un președinte de organizație la nivel județean, care din punctul meu de vedere, fără să fim corecți, manager desăvârșit, un foarte bun organizator, da? Și dovada este realitatea. Haideți să ne uităm. A lăsat o regie. Nebunia aia că e comunist, că a furat, e o vrăjeală. Bine, bine, am înțeles. Să-l că există... domnul Felix Troie, foarte frumos, nemaipomenit. La municipiu? Vor fi alegeri. Vor fi alegeri. Ok. Între timp, de ce este atâta liniște din partea PSD Constanța? Dumneavoastră ați venit și v-ați asumat, ați spus că vreți să candidați. Dar înainte de toate nu ar trebui ca partidul să facă niște sondaje, să vadă dacă da. Dumneavoastră aveți profilul potrivit de candidat? Eu vă spun... Că știți sigur că aveți. Da. Nu mai e nevoie de sondaje. Da. Haideți, domnule Georgescu. A fost făcut sondaj? Nu, eu știu ce trebuie să fac, ce trebuie să aibă candidat. Ce anume? Păi, haideți să le luăm așa. Experiență în administrație publică, am 3 mandate de consilier local, da? În regulă. Management și bani, vorbim de bani de instituții de stat. Ne uităm ce am făcut. Am demonstrat și am performat. Nu știu, nu... Dar trebuie să vă placă și electoratul. Să aveți carismă. Să-i... Încă o dată, eu vă spun, nu știu dacă, probabil că eu nu am carisma al domnului Chițac, sau nu știu. Haideți, că acolo a fost votul împotriva PSD la alegerile de data trecută. Lăsați-mă să cred că nu neapărat împotriva PSD, dar... A echipei care se afla în momentul respectiv la Eu pot să vă spun un singur lucru. Că am dobândit destul de multă experiență și politică, și administrativă, și managerială în toți anii ăștia. De asta am avut o perioadă de vreo 6 ani de zile când nu m-a mai văzut nimeni pentru că m-am dedicat companiei pe care o conduc și, ca drept dovadă, încă o dată, am performat și o spus sus și tare și răspicat pentru că dacă vă uitați în anumite declarații de presă făcute de Ministerul Transporturilor, sunt campion. Dar nu este suficient, înțelegeți? De ce? Nu este suficient. Și chiar am să vă întreb colegii de partid dacă dumnealor sunt chiar vă încântați de
ideea că dumneavoastră ați putea fi candidatul la primăria Constanța, dacă nu au alte și preferințe? Sau ce părere au cei de la București? Știți că de la București, chiar de la Bruxelles, domnul Tudose se spunea că se vede că sunt niște probleme aici. Domnul Tudose, ați văzut că v-a spus încă o dată, haideți să nu facem cancană în politică, că domnul Tudose a spus că el nu are cunoștință de așa ceva, cum că ar veni la Constanța și că eu vă spun altceva. Eu am fost foarte corectă și am redat exact ce a răspuns la întrebările mele. Eu vă spun altceva. Eu vă spun că am avut o discuție cu președintele organizației județene pe hârtie, cu câțiva colegi de partid, în care am punctat exact ce trebuie, în care mi-am asumat greșelile pe care le-am făcut în trecut și pe care trebuie să nu le asumăm, că încă o dată nu e nimeni perfect. Dar pot să vă spun cu tărie că o echipă... Aveți susținerea lui Felix Troie? Normal, că de altfel nu începeam să vorbesc. Ziceți dumne așa, trebuia să spuneți de la până început. Eu cu domnul Troie am o relație și nu încă o dată. Vă împinge de la spate să candidați la primăria Constanța? Ce? Vă împinge de la spate să candidați la primăria Constanța? Nu împinge Felix Troie să candidez încă o dată. Vă susține. Eu cu Felix Troie am colaborat și colaborez de foarte mult timp. Susține candidatura dumneavoastră? Nu, așa mi-a spus. Dacă vă uitați la conferința de presă de la sfârșitul anului, a făcut o conferință PSD-ul și un coleg al dumneavoastră, Cristi Hagi, l-a întrebat care e Georgescu, că a zis candidat. Georgescu, da. Și el a zis directorul de la Canal. Da. Și a spus domnului Hagi, ce nu are? A performat acolo experiență în politică și în administrație, ce nu are? Și a tăcut de gură. Păi și am și spus. Ce să nu aibă? Susținerea altor colegi. Eu cred... Din partid. Eu cred că... Păi, până nu ies la declarație, eu nu vă cred. Mă înțelegeți? Da. Pentru că PSD Constanța e așa într-un... Ziceați de primarul Constanței, dar și PSD Constanța... Știți de când îi tot transmit domnului Felix Troie să mai vină și dumneavoastră pe la un interviu? De anul trecut. Vi se pare normal? Ca și conferințele PSD Constanța. De anul trecut n-a mai avut loc de normal. Vă promit eu că o să vină Felix Troie. Vă promit eu că o să vină. Lăsați, că nu, nici nu mai vreau acum. Nu, glumesc. Nu este normal să fiți așa... Adică arată că lucrurile nu sunt ok la dumneavoastră. Și ce vă faceți cu, știu și eu, domnul Lungoci, domnul Tuțuianu, că înțeleg că dumnealor sunt, adică știți bine că dumnealor sunt în cealaltă echipă care dorește să facă schimbarea. Nu? Știți cum este? Da, ați văzut că ei m-ar susține? Eu cu Lungoci eu vorbesc. Aproape la două zile eu vorbesc cu Lucian Lungoci. L-ați auzit vreodată pe Lungoci că vrea să-l dărâme pe Stroie, să-l dea jos pe Stroie? Vă întreb. Pentru că dacă vă zice treaba asta, eu vă arăt că Luci Lungoci l-a susținut pe Stroie și îl susține pe Stroie. Vă demonstrez asta. Horia Tuțuianu, recunosc că nu l-am mai văzut de foarte mult timp. Cred că s-a făcut anul de când am mai bine de un an. Dacă n-ați venit la ziua lui Decebal Făgădău, vedeți? Am avut puțină treabă. Și nu, chiar nu eram în localitate, recunosc, chiar nu eram în localitate. Încă o dată, din punct de vedere politic, nu am aceleași idei ca Decebal Făgădău, ca să nu spun altceva. Din punct de vedere al prieteniei, eu nu mă ascund. Și mă știți, da? Eu sunt prieten cu foarte multe lume. Am prieteni și din PNL, și din USR, și din PSD, și de peste tot. Nu mi se pare că... Cred că cea mai importantă și cel mai important lucru este să revenim la acele relații interumane. Nu contează culoarea politică. Mă credeți că eu am făcut și, și știți foarte bine, au fost guverne și tehnocrați, și PNL, și PSD. Și am performat. Dacă îți faci treaba și te duci... N-au putut să vă trimit acasă, da. Dar încă o dată, n-au putut să mă trimit acasă. Când n-au putut să mă trimit acasă, mă credeți că eu am
și acum vorbesc cu oameni din PNL care au fost secretari de stat, care au fost, sunt miniștri, actual ministru de interne. Ok. Să știți că partea aceasta de dorința dumneavoastră de a candida la primăria Constanța și tot ce mi-ați spus, aș vrea să o cimentăm așa, să o sedimentăm în conștiința cetățenilor care urmăresc aceste interviuri printr-un interviu viitor alături de domnul Stroie. Dumneavoastră și domnul Stroie. Vreau să mă convinc că domnul Stroie chiar vă susține această idee. Candidatură. Această candidatură. Dacă faceți chestia asta posibilă și ne întâlnim, știu și eu, săptămâna viitoare, poate, în această formulă pe care vă propun, atunci am să spun, da, domnul Georgescu are toată susținerea și este într-adevăr un posibil candidat al PSD Constanța la primăria Constanța. Este în regulă? Da. Este o provocare. Sper să nu vă deranjez. Nu este o provocare, încă o dată vă spun. Eu mi-asum și eu ce vorbesc întotdeauna. Eu am stat de vorbă cu Felix Stroie și vreau să vă spun următorul lucru. Felix Stroie, la momentul ăsta, a început să cultive toate lucrurile bune care le-am făcut noi. Și a realizat că, știți că a fost, probabil că au fost și niște campanii atipice, pentru că, electorale, pentru că dacă ne aducem aminte, în 2016 PSD-ul a dat curna în cap la toată clasa politică din România și după nici o lună de zile, în baza, îmi spuneți mie că ordonanța aia 13 a întors și a început și a fost tocat cu ciuma roșie. Aia a fost picătura. Ce picătură? Pretextul. Motivul. Să ce? Să iasă... Doamna Cucu, PSD-ul câștigase alegerile anfa-anfar. PSD-ul câștigase alegerile anfa-anfar. Și a ieșit orașul Iohannis. Haideți ca să nu... Eu sunt urât, dar nu și prost, n-am pierdut pe spate. Ce dracu facem în condițiile în care, încă o dată, PSD-ul și-a făcut datoria. PSD-ul a fost înlăturat pentru că a fost la un pas, da, să readucă identitatea românului în România. Eu, la momentul ăsta, o susțin sus și tare. Toate companiile multinaționale din România, da, să plătească impozitul la cifra de afaceri. Haideți că ați intrat în campanie electorală și mă lăsăm pentru data viitoare. O fac cu domnul președinte. Da, sunteți încrezător că dacă veți fi candidat... Am încredere în puterile mele. Că dacă veți fi candidatul, câștigați primăria? Eu așa am performat toată viața mea. Nu m-am și... Să știți că știu și despre dumneavoastră foarte multe lucruri, dar nu le spunem pe sticlă. Întotdeauna targetul meu a fost vârful, a fost locul întâi. Dar a sunat ciudat chestia, a zis-o... Că sunteți și dumneavoastră perfecționistă, că v-am... M-am liniștit. Suntem perfecționiști și eu sunt 100% sigur că dacă... Și am feeling-ul ăsta că o să fiu candidatul Partidului Social Democrat pentru primăria municipiului Constanța din partea Partidului Social Democrat. Repet. Ok. Voi câștiga alegerile. În regulă. Și voi schimba, încă o dată, voi schimba Constanța în bine. Atât Constanța cât și Mamaia. Că Mamaia face parte din Constanța. Aceasta a fost iarăși o chestiune de campanie electorală. Ați spus atât de frumos. Vă mulțumesc pentru acest interviu. Și vă aștept săptămâna viitoare cu domnul Stroie, aștept să se, când terminăm acum, să puneți mâna pe telefon și să-l informați ce ați putut să vă asumați și să... A fost o promisiune, da? Eu promit că vorbesc cu domnul Stroie, acum depinde și de domnul Stroie, dacă, da. Dar oricum, din ce știu, dânsul până joi, întotdeauna e la Parlament. Da. Da. Eu promit să-l convinc să-l aduc într-o emisiune, într-o emisiune la dumneavoastră. Cu dumneavoastră. Nu, că devenit oricum va veni la un moment. Dacă începe campania, adică nu-mi fac griji, dar cu dumneavoastră. Acum, repede, să-l aud spunând, da, este posibil un nostru candidat. Asta era tema. Ok. Bine, vă mulțumesc frumos, domnule. Vă mulțumesc și pentru invitație. Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi. La revedere!